și este prezent în adunare, am vrea în această dimineață să se ocupe Domnul de fiecare suflet. Este în față o lucrare minunată care de peste 2000 de ani se întâmplă în casa lui Dumnezeu. Și se face lucrul acesta în casa lui Dumnezeu ca și o amintire, ca să ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos. Că cine este acela care o pătimit, o dus crucea, aleluia, pentru mine și pentru tine. Și această lucrare rămâne valabilă. Este vie. Dă viață bisericii. Acest sânge nevinovat dă viață. Cel care dorește viață, el o dă în dar, lăudați-o pe Domnul. Lucrarea aceasta are putere și astăzi. Cuvântul care spune căci prin rănile Lui, noi, biserica, noi cei care suntem astăzi înaintea Lui, suntem tămăduiți. Și avem nevoie de vindecare, care nimeni nu o poate da. Cel care ne-a făcut, cel care ne-a plămădit, cel care ne dă formă. Uitați-vă cum ne-a făcut Dumnezeu, fături după chipul și asemănarea Lui. Pentru ca noi să fim aceia care atunci ne vom înfățișa înaintea Lui când vom încheia viața noastră pe acest pământ. Pentru că ne stă în față și s-a citit acest cuvânt și ni s-a cerut și cuvântul lui Dumnezeu spune măturați aluatul cel vechi. Haideți să nu încurcăm lucrurile. Haideți să nu căutăm să fim superficial. Este nevoie pentru ca să stăm înaintea Lui. Pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să rămână autentică. Noi trebuie să facem un lucru și anume să măturăm aluatul cel vechi. Pentru că lucrurile acestea, înfățișându-ne înaintea Domnului cu ele, să știți că nu va fi bine pentru noi. Să știți că nu va fi bine pentru noi. Am vrea ca Domnul să ne ajute să măturăm aici pe pământ tot ce este vechi, tot ce este murdar, tot ce nu-i place Domnului. Pentru că atunci când va veni El, să fim ușori, să zburăm ca porumbei, să ne îndreptăm spre cerul. Spune, nu vă lăudați bine, mă, nu faceți bine. Aveți poate impresii prea mari despre voi. Nu vedeți lucrurile cum stau cu adevărat. Și am vrea ca Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm. Astăzi este ziua în care am putea să ne cercetăm și putem să facem acest lucru și anume să măturăm. Domnul, noi de multe ori avem rugăciunile acestea. Doamne, Doamne, te rog frumos, fă-mă să fiu așa, ajută-mă Tu. Doamne, dă-mi Tu, Doamne, fă Tu. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, măturați voi. Lucrurile acestea, voi trebuie să le faceți. Dacă trebuie să te lași de viclenie, Tu trebuie să faci. Dacă trebuie să lași răutatea, Tu trebuie să faci. Domnul să ne ajute ca să împlinim cuvântul Său. Pentru că noi suntem chemați astăzi să stăm la masă cu Domnul. Am vorbit cu o soră și a avut un vis. Ideea visului vreau să o împărtășesc și era însăși despre lucrarea aceasta. Și anume că noi de multe ori, pentru că era o sărbătoare și numai faptul că era sărbătoarea aceea, toți fiecare se pregătea, dar după ce trecea sărbătoarea aia, parcă e la fel. Dacă este sărbătoarea aceasta, nu trebuie numai să ne pregătim pentru că vine cina Domnului. Nu să fie o obișnuință că este cina Domnului și noi atunci trebuie să fim atenți în vorbire, noi trebuie să fim atenți în toate lucrurile. Noi trebuie să fim atenți, noi trebuie să fim vegheatori și acest luat, aluat vechi, trebuie să fie luat odată. Pentru totdeauna. Trebuie să fie luat pentru totdeauna din viețile noastre. Nu în fiecare lună trebuie să ne pregătim să luăm aluatul cel vechi. Aluatul cel vechi să nu mai aibă loc. Și am vrea ca Dumnezeu să ne ajute în această dimineață acest aluat vechi cu adevărat să-L măturăm. Să-L înlăturăm toate lucrurile care ne îndepărtează de Domnul. Toate lucrurile care caută să aducă separare. Și să Dumnezeu să ne ajute ca atunci când va veni El
să ne găsească pregătiți. M-am rezumat și mă rezum la aceste cuvinte, pentru că și fratele Iulian are pregătit un cuvânt din partea Domnului și am vrea ca toate lucrurile să fie spre slava lui Dumnezeu. Am vrea ca Dumnezeu să ne ajute să împlinim cuvântul Său. Fraților, Maranata! Domnul vine! Și să ne ajute Domnul să ne pregătim. Amin!